Corbinul Hunedoara a pierdut cu scorul de 1-3 la Slobozia într-un meci în care toate golurile au fost marcate în partea a doua. După o primă repriză modestă de ambele părți, în partea a doua a jocului, Unirea Slobozia s-a descătușat și a reușit să-și adjudece victoria, aducând al patrulea eșec stagional pentru Corvinul. În ciuda înfrângerii, Florin Maxim, antrenorul hunedorenilor, spune că meciul nu a fost lipsit de miză. Miză pentru noi are fiecare meci în parte. Dacă ne-ați urmărit evoluțiile și în meciurile amicale, vrem să câștigăm sau să ne luptăm pentru a câștiga meciul sau să terminăm la egalitate. Astăzi atâta s-a putut. Miză, repet, au toate meciurile pentru noi de acum încolo și cel de astăzi a avut miză. Pare rău, așa este la fotbal, până la urma urmei o echipă trebuie să câștige. Antrenorul echipei adverse crede că, deși prima repriză a fost una modestă, echipa sa și-a revenit în partea a doua. Meciul ține 90 de minute, a punctat acesta. Bine, meciul ține 90 de minute și faptul că am putut să revenim la pauză cu un alt fel de joc este un lucru îmbucurător pentru mine. Un pic temător în prima repriză, de fapt nu temător, cât precaut, știam că întâlnim o echipă extrem de bună și determinată, nu degeaba sunt aproape de fruntea clasamentului și, într-o paranteză, îi felicit pentru lucrul acesta, n-au promovat să fie acolo în plutonul fruntaș. În a doua, da, am fost mult mai ofensivi, am urcat un pic liniile și au apărut și ocaziile și golurile și mă bucur acest lucru. Corvinul a încheiat sezonul regular pe poziția a treia, fiind devansată de adversara din această rundă.